Bună tuturor! Bine ați revenit pe canalul meu și vă mulțumesc că mă urmăriți. În acest videoclip vom face împreună o etalare pentru cei singuri. O etalare de iubire. Pentru persoanele care nu sunt momentan într-o relație, și își doresc o relație. Își doresc o relație. Și ceea ce simt să spun este că este vorba de persoane care își doresc o relație, dar o relație nouă, nu cu o persoană din trecut. Nu o reluare, o reîncercare cu altcineva din trecut, ci o relație nouă. Cu cineva cu care nu ați mai fost într-o relație de cuplu. Am simțit să pregătesc două opțiuni pentru că simt că este vorba de două, să le zicem, categorii mai mari de persoane, două grupuri. Aveți, nu știu dacă neapărat personalități diferite, dar e ceva care vă separă și este îndeajuns de semnificativ încât încât am simțit eu să vă separ în două grupuri. Este posibil că pentru aceia sau acelea dintre voi care poate veți simți să urmăriți ambele opțiuni, e posibil să găsiți informații care să vă ajute sau care să aibă caracteristici asemănătoare în ambele opțiuni, dar cumva sunt separate. Vă veți, asta e ce simt, vă veți identifica mult mai bine cu o opțiune în raport cu cealaltă. Și să vă prezint și opțiunile. Opțiunea 1, am folosit cristalul cuarț roz, pachetul de cărți minuscul, tarotul de fiecare zi, pachetul mov. Și pentru opțiunea 2 am folosit bagheta de selenit și setul de tarot îmbrăcat în folie aurie. Tarotul auriu este tarotul clasic Rider White. Hai să vedem și o imagine care să vă ajute să vă decideți. Vă ajute mai mult, poate. Poate deja v-ați decis, deși ați simțit foarte puternic una dintre opțiuni. Ce îmi vine acum să vă spun este că dacă ați simțit deja una dintre opțiuni foarte puternic, rămâneți pe acea opțiune chiar și dacă imaginea care va ieși din pachetul de cărți oracol pentru opțiunea respectivă pe care ați ales-o, sau dacă imaginea pentru cealaltă opțiune vă va atrage mai mult. În cazul acela, rămâneți cu opțiunea voastră pe care ați simțit-o până la venirea imaginii și poate vedeți, după ce urmăriți opțiunea pe care v-ați ales, să vedeți dacă mai simțiți nevoia să urmăriți și cealaltă opțiune, doar pentru că, să zicem, ați rezonat mult cu imaginea aceea. Da? Ok? Acum, hai să vedem. O imagine pentru opțiunea 1. Simțele mai amestec o dată. Și o imagine pentru opțiunea 2. Ok, hai să vedem.
Imaginea pentru opțiunea 1 sunt penele de îngeraș, da? E aici în imagine parcă o figură, o siluetă de îngeraș din nori, da? Simt că unele din persoanele care și-au ales opțiunea 1, vă uitați des pe cer și vi s-a întâmplat de-a lungul vieții, poate mai ales, adică mai mult în ultima perioadă, să vedeți diverse forme interesante în aranjamentul norilor, forme care semnifică ceva, da? Cum aici e foarte clară această formă de îngeraș din nori, da? Asta e mesajul care mi-a venit pentru opțiunea 1. Să vedem și opțiunea 2. Este pasărea Phoenix. Pasărea Phoenix. O pasăre strălucitoare, un simbol mitologic, ancestral, al renașterii din propria cenușă. Superbe imagini! Noroc că mai aveți și culorile de tarot și cristalele să alegeți. Da, simt să vă spun, cuarțul roz funcționează foarte mult pe chakra inimii, mai ales în aspectul emoțiilor și cu precădere în aspectul iubirii. Da? Dacă vrei să atragi o iubire pură, genul de relație potrivită, adecvată pentru tine, folosești cuarțul roz. Iar selenitul este un cristal care curăță energiile. Curăță energiile de la sine, da? Acest cristal nu necesită să fie curățat energetic. Este un cristal care puternic curăță alte cristale și orice alte obiecte. Aplicați un cristal de selenit, o bucată, o baghetă, așa de selenit, pe obiectele pe care le folosiți în mod uzual, da? Sau unde simțiți, în locurile unde simțiți să curățați energia, puteți să-l purtați și cu voi, acolo, poate în mașină, în geantă pentru doamne, da? Domnii, dacă aveți servietă sau ceva de genul, puteți să puneți o bucată mică, bineînțeles, desigur, să nu cărați, dar să puneți selenit, vă protejează și curăță energiile, vă curăță câmpul energetic în mod constant, automat, da. Plus că este și un bun conector cu intuiția. Prin faptul că este alb, reprezintă culoarea chakrei coroană și vă conectează cu intuiția, cu divinitatea. Vor fi zgomote pe fundal, dar pentru că am geamul deschis, eu sper să nu deranjeze. O să pun pauză să pregătesc opțiunea 1, dar și voi închide geamul, dar s-ar putea să fie nevoie să-l deschid pentru că se face cald. Da? Bun, pun pauză și ne vedem pentru opțiunea 1. Bună, dragii mei și dragile mele care ați ales opțiunea numărul 1. 1.
Mai râdem și noi, o mică greșeală. Da, voi seta și timerul. Așadar, este vorba de o persoană care își dorește o relație. Te simți... Ce simt este că nu te simți neapărat singur sau singură. Nu este ca și când ai nevoie de o relație, ci simți că există o porțiune în viața ta care ar putea să înflorească mai mult, să fie mai înfloritoare. Tu ești într-o stare de sănătate bună, ești într-un moment în viață în care ești oarecum destul de împăcat sau împăcată cu ceea ce ai, cu ceea ce faci, cu ceea ce ai materializat până acum în viața ta. Te simți confortabil, destul de confortabil în pielea ta. Ai un spațiu al tău, îmi vine cuvântul sacru, spațiul tău e sacru, așa, îți protejezi spațiul tău, nu permiți, nu ești genul de persoană care permiți, de exemplu, oricui să-ți treacă pragul casei, nu ai fel și fel de prieteni, ai poate puțin prieteni, dar știi cum se spune, puțin, dar buni. Persoane în care simți că ai încredere, simți că atunci când ești în preajma lor sau vin în casa ta, să zicem, nu lasă în urmă sau împrăștie în jurul lor orice fel de energie negativă sau orice fel de disconfort, da? Stare de disconfort. Prietenii tăi, chiar dacă sunt puțini, lista ar putea să fie foarte scurtă. Aud chiar și doar un prieten sau o prietenă foarte bună, maxim vreo două, dar de-aia puteți să, printre voi pot să fie și persoane care poate aveți puțin mai mulți prieteni, nu doar unul sau doi, dar nu foarte mulți în orice caz, ești selectiv sau selectivă cu persoanele cărora le permiți, cum ar veni, să petreacă timp cu tine și tu alegi să petreci timp cu acele persoane sau să investești sub orice formă energie în acea relație. Așadar, persoanele care te înconjoară sunt persoane cu care te simți confortabil. Dacă nu te-ai simțit confortabil, cum s-ar spune, ai încheiat prietenia, simt că din perspectiva rudelor e cam arid terenul pe acolo, nu prea ai rude cu care te simți foarte conectat sau conectată. Este posibil că ai unul sau doi prieteni sau prietene foarte apropiate, persoane în care ai încredere, cu care te simți bine și parcă te vezi mai des și comunici mai des și interacționezi mai des cu acele persoane decât cu rudele. Cu rudele mult mai puțin. Acestea ar fi informațiile care îmi vin despre tine
Și de ce îți dorești o relație? Nu neapărat pentru că ai nevoie de o relație, te simți foarte confortabil și fix așa cum ești acum, pentru că ai spațiul tău, aud, te respecti și da, tot de ce îți dorești o relație? Pentru că da, îți dorești o relație. Îți dorești o relație, este pentru că, da, există ceva, un aspect unde simți că parcă tu nu ești de ajuns, chiar de ajuns să umpli acel aspect cu diverse lucruri bune. Și nici prietenii sau prietenele nu sunt de ajuns. Ar face bine să mai fie cineva care să umple acel locșor, acel aspect. Nu mult. Nu ai nevoie să aducă mult persoana aceasta nouă, să aducă mult în viața ta. Doar puțin, dar acolo, în aspectul acela unde simți tu nevoie. Ia să vedem că simți, să întreb, în ce, wow, în ce aspect simți tu nevoia de... Când a căzut această carte, am văzut 1555, de schimbare, nevoia de schimbare. Ce-i cu cartea aceasta? Să te ajute să ieși dintr-un blocaj. Și să vindeci niște răni. E un blocaj legat de acțiune. Simți că nu acționezi într-o anume direcție în care ai vrea să acționezi. Ai un blocaj, de-aia nu acționezi. Și simți că o persoană, un partener sau o parteneră te-ar ajuta. Tu ai niște răni sufletești? Nu acționezi, nu simți să cauți, să, cum ar veni, să cauți o nouă relație, dar îți dorești o nouă relație care umple un gol pe care l-a lăsat în urmă o relație cu o persoană foarte superficială, trata lucrurile cu superficialitate. O persoană cu care ai trecut prin mari tulburări emoționale, o persoană cu care te simțeai mai mult singur sau singură, o persoană care era ca o sirenă, știți mitul sirenei, da? Povestea sirenei, arhetipul acesta. Sirenele cântă frumos, atrăgeau marinarii, da? Cu cântecul lor, hipnotizant, da? Și dacă aveau și ocazia să le vadă, ele arătau foarte frumoase, deosebit de frumoase. Și marinarii se aruncau în apă după ele. Dar pentru ca apoi să descopere că erau de fapt niște creaturi
destul de în primul rând înșelătoare, pentru că nu arătau așa cum se prezentau. Iar în al doilea rând, pentru că intenția lor era doar să-i atragă, să-i vrăjească, nu să să fie marinarii se duceau îndrăgostiți, nu? Atrași foarte puternic, da? Visau, cam așa a fost și povestea ta de dragoste, din care tu acum te vindeci, nu te-ai vindecat încă, mai ai, dar simți că nu poți să cauți tu o relație ca și când o aștepți să vină la tine. Dar da, îți dorești o relație pentru că simți că o altă relație, o nouă relație te va ajuta să vindeci și ceea ce a mai rămas de vindecat. N-a mai rămas mult, dar mai ai totuși ceva de vindecat și simți cumva că o relație te-ar ajuta. Nu e ceva ce poți să vindeci singur sau singură. E ceva ce se vindecă experimentând un alt gen de relație decât cea din trecut. Și asta este ce aștepți tu să se întâmple și de aceea te uiți la această etalare, pentru că vrei să vezi ce zic îngerașii. Vine ceva spre tine, că tu nu ai de gând să acționezi, să cauți tu. Dar ți-ai dori să vină și știi exact ce fel de relație, pentru că știi exact ce fel de relație nu mai vrei. Și nu vrei, nu aștepți să apară cineva în viața ta ca să folosești acea persoană într-un mod nerespectuos, da? Față de persoana respectivă, doar să o folosești ca pe un bandaj, da? Vreau și eu o relație doar ca să să mă ajute, de exemplu, să-mi iau gândul de la cealaltă relație. Nu asta este ce vrei. Nu vrei o relație bandaj. Și mai știi un lucru, că tu vei recunoaște imediat dacă o persoană care vine spre tine în aspectul iubirii are șanse să fie asemănătoare ca și tipar de personalitate cu persoana din trecut, după care ai suferit mult și încă mai suferi și încerci să vindeci, sau nu. Vei ști că vei ști. Și deci da, tu îți dorești o persoană destul de bine precizat. Detaliile pe care le vezi sunt precizate, sunt destul de precise, așa, foarte clare, ai foarte clar în minte. Și da, te duci într-o nouă relație dintr-o perspectivă curată, suflet curat, nu vrei doar să te folosești cum ar veni de această. Nu, tu chiar vrei o relație, aud, în care să poți să oferi ceea ce ai oferit în această relație, dar să fie primit într-un mod responsabil, onorabil, respectuos ceea ce oferi tu. Pentru că în această relație ce ai oferit tu nu a prea fost primit. A fost doar folosit ce ai oferit tu. Ok, și vine, hai să vedem, că tu de-aia te uiți la această da, vine, căzuse așa, deci, și este cineva din trecut
Vreau să întreb, nu simt că e aceeași persoană, e o altă persoană, dar o persoană care ți-a mai oferit, care a mai vrut să ia legătura cu tine, cum s-ar spune. Wow, ok, ați vrut să cădeți? Bine. E persoana, vreau, vă rog frumos, răspunsul la, e din trecut, ok, dar este această persoană? Da. Da, te-am auzit spunând, oh, oh, da, este această persoană, dar simt că vine într-o altă energie. Vine într-o altă energie, dar te aud pe tine spunând, nu mă interesează. Simt că ai, nu știu ce vine să spun, că simt că tu ai putea fi balanță, dar bineînțeles că vă uitați foarte multe persoane, nu vă luați după asta. Doar persoanele care sunteți în balanță și vă uitați, da, rămâneți, puteți să rămâneți surprinse că asta mi-a venit să spun, dar persoanele care nu sunteți în balanță nu înseamnă că nu e citirea voastră dacă ați rezonat cu ce s-a spus până aici. Nu știu, așa am simțit, ești mai tranșant, tu ești genul că dai mult de la tine, dai mult și dai șanse, dar dacă ți se taie ceva, dacă ai hotărât să pui punct, ai cântărit tu că ești balanță, dar poate nu ești balanță, poate nu sunteți balanță, dar sunteți o persoană, celelalte persoane, care aveți trăsături puternice din această zodie sau poate nu aveți trăsături din zodia balanță, dar pur și simplu se potrivește ce spun eu acum, da? Și nu sunteți din balanță, dar se potrivesc. Adică așa știți că acționați, așa știți că sunteți. Da, cântărești bine lucrurile, nu iei decizii pripite, nici sub puterea impulsului de moment. Cântărești bine, de aceea și dai șanse omului de lângă tine. Dar dacă ai ajuns în urma judecății tale drepte, pentru că tu te străduiești să fii cât mai just, da, sau justă în deciziile tale, dacă în urma acelei judecăți ai ajuns la concluzia că gata, tu nu te mai întorci asupra deciziei, aia rămâne. Dar această persoană simt că vine într-o altă energie, o energie a împărătesei. E o energie foarte caldă, foarte creativă, atrăgătoare, dar nu se folosește de atractivitatea sa, de cât de atrăgătoare este persoana sau așa, arată bine, eu știu, miroase bine, ăsta poate să fie o sticlă de parfum, dar poate să fie și un inel ce are în mână, da? Un mare inel, mai mare decât mâna. Poate să fie multe lucruri ce are ea în mână, nu știu exact ce are în mână, dar oricum e o persoană care nu își folosește aceste aturi, anumite calități, anumite aspecte pozitive pentru a manipula, ci pur și simplu este o persoană care dăruiește o stare de stabilitate, o stare de bine și frumos, o stare de prosperitate.
A vrut să iasă cărțile acestea. Dar această persoană nu a plecat de undeva, de unde nu, de unde, unde nu mai avea pasiune. Deci e, nu a plecat de undeva unde i s-a stins pasiunea. Dar vrea să vină spre tine și să-ți vindece inima rănită. Asta e ce aud. Deci nu a plecat de acolo de unde este. Este cu altcineva această persoană în acest moment. Dar simt că a lucrat sau vrea să lucreze foarte mult la schimbarea, la vindecarea sa, la schimbarea tiparelor de comportament. Vrea. Deci dacă nu s-a schimbat deja într-un mod așa foarte evident, lucrează la a se schimba și își dorește. Iar acolo unde este, da, nu a plecat încă, însă vrea să plece. Vrea să lase acel loc în urmă, vrea să urce, vrea să ascensioneze, vrea să se dezvolte, să evolueze. Să evolueze pe mai multe planuri, spiritual. Deci știe, persoana în momentul acesta știe că locul unde se află a menținut-o sau o menține într-o stare de stagnare sau chiar de involuție, cum ar veni, de regres, da? Pe mai multe planuri în viața sa. Și persoana își dorește să se schimbe, își dorește să se dezvolte, să se deschidă, să urce, să devină mai bună sau să facă lucrurile mai bine, să... Iar în acel loc unde este, e, locul acela e lipsit de pasiune, nu face nimic, nu depune niciun efort acolo, nu are absolut niciun interes de a face absolut nimic. Este acolo într-o efectiv stagnare și simte că de fapt această stagnare înseamnă mai mult un regres. Cu cât stă mai mult, cu atât simte regresul mai puternic și cu atât își dorește mai mult să urce, să vină spre tine, să vină spre tine, să-ți repare, să-ți vindece inima rănită, pentru că știe că te-a rănit. Acestea au fost informațiile pentru, da, ce zodii vreți, zodii, vreți zodii și când vine, când vine. Și mai aud, voi ști, cum voi ști dacă s-a schimbat? Sunt aici persoane care nu vă doriți o relație sau o reluare a relației cu această persoană din trecut, chiar și dacă într-adevăr simțiți că s-a schimbat. Dar sunt și persoane care ați fi dispuse să dați o șansă, dispuse să dați o șansă acestei persoane, dar doar dacă veți simți o altă energie. Și întrebarea este, cum veți simți? Păi veți simți cu inima și veți simți că oferta vine din inimă. Asul de cupe, dragii mei și dragele mele. Veți simți că oferta vine din inimă și îmi mai arată și aceste două cărți. Această persoană, vedeți cu ce vine? Cu asul de cupe. Uitați aici divinitatea.
Divinitatea a ghidat această persoană spre această decizie, spre această schimbare. Mai aud și că intuiția vă va ajuta să simțiți, veți simți. De asemenea, această persoană vine să vă umple cum ar veni toate cupele. Deci nu sunt cupe goale. Uitați aici diferența între cupe pline și cupe goale. Ok? Deci vrea să umple cupele din trecut, adică tot ce nu a fost acolo unde nu v-a oferit de ajuns, vrea să vă ofere. Și vedeți, toate sunt pline. Și îmi dă senzația, acestea sunt flori. Par a fi flori. În Rider White sunt flori, din câte știu. Este simbolul frumuseții. O frumusețe atât la interior cât și la exterior. Și vă mai arată și această, da, imagine. Este în această energie, sau cel puțin își dorește, lucrează la a fi în această energie. Poate fi bărbat sau femeie, dar în această energie a unei împărătese, adică unei persoane stabile care dorește să hrănească o relație, nu să se folosească de partener sau de parteneră pentru a obține nu știu ce diverse lucruri pe care și le dorește. Vrea să ofere, este o persoană care oferă și oferă lucruri valoroase. Lucruri valoroase. Cupe pline, veți simți. Veți simți, vi se spune. Și când aceasta, cam în 3, pot fi 3 săptămâni, maxim 3 luni, dar mai mult 3 săptămâni, destul de repede, pentru că a ieșit și foarte repede cartea, foarte repede. Și iarăși vă mai transmite ceva această carte. Vedeți că este cartea cu 3 persoane, cartea 3 de cupe, da, e vorba de sentimente, 3, trio și e întoarsă. Pentru mine, de multe ori, mai ales în citirile de iubire, etalările de iubire, această carte reprezintă relația de trio. E întoarsă. Persoana nu vrea, știe că v-a pus într-un trio. V-a pus într-un trio, v-a rănit pentru că a fost la mijloc o altă relație, a fost ceva. Da? O trădare, ceva. V-a înșelat încrederea. A fost vorba de un trio. 3 aici, 3 aici. Cupe, cupele reprezintă sentimentele. Era întoarsă, știe cu ce v-a rănit și știe ce nu v-a oferit și ar fi putut. Și ce nu v-a oferit își dorește să vă ofere, vrea să vă ofere lucruri valoroase, să aducă valoare în viața voastră și să vă ajute să vindecați, să vă vindece inima rănită. Vă înțelege. E chiar o energie, wow, e o energie impresionant de bună. Adică e o energie, nu, această energie, tot ce am descris până acum, nu are nicio legătură cu energia pe care am descris-o când am spus povestea sirenelor. Da? Nicio legătură. Aproape că nu a mai rămas nimic. Deci dacă într-adevăr și vi se spune că veți simți, veți simți după cum se va simți oferta, după lucrurile cu care va veni și felul cum va acționa. Pentru că mai simt un lucru. Este vorba de, vedeți cum, ia uitați,
Mâna întinsă pentru a oferi. Mâna întinsă pentru a oferi. Mâna întinsă pentru a oferi. Deci veți simți că va face acele acțiuni. Se va vedea că oferă. Veți vedea. Și veți simți energia cu care oferă. Da. Wow. În aproape 3 săptămâni sau maxim 3 luni. Nu mai mult de 3 luni. Asta e ce aud. Vreți și zodii? Hai să vă dau și zodii. Dar unde sunt zodiile? Zodiile mele. Astea sunt. Mai una aici. Da. Hai să le amestecăm și așa. Vreți și litere? Păi știți, cunoașteți persoana acum. Cunoașteți persoana. Și atunci zodii de ce vă mai dau? Nu știu de ce vă dau zodii. Să nu vă mai dau? Da, mi se spune că nu. Nu. Asta e tot. Astea sunt mesajele. Pentru opțiunea numărul 1, aud fie că vă place sau nu, că sunt persoane aici care nu sunt atât de încântate, nu este ce vă doreați să auziți, dar pe de o parte este, dar da, asta e ce simt, vă este teamă. Ați suferit mult, uite, ați suferit mult după urma acestei relații. Și vă este teamă. E posibil că v-ați pierdut încrederea. Destul de mult v-ați pierdut încrederea în persoana aceasta și tocmai de aceea, deși ar putea să vă bucure toate detaliile acestea, în mod normal v-ar bucura, dar nu prea puteți să vă bucurați, că vă e teamă să vă bucurați. Dar ce aud acum este că acest mesaj, această etalare a venit la voi acum, când ați dat voi peste ea, e o etalare atemporală, e, în măsura în care rezonați este valabilă atunci când se întâmplă să dați peste acest videoclip. A venit la momentul acesta din viața voastră. Nu întâmplător. Iar mesajul este că prin faptul că această... Wow, mi-arată aici floarea vieții, acest, da, simbol ezoteric, lotusul, da? Creștere, floarea vieții, tot, wow! Da! Întăresc mesajul ce spuneam, 11-22, 11-22, pe, da, în general și întăresc în toate formele, că să dați o șansă cu inima deschisă, dar nu prea deschisă să treceți peste, adică să anulați total barierele voastre, însă totuși să acordați o șansă, măcar să aveți, să vă dați posibilitatea de a simți ceea ce am transmis eu. Pentru că acest lucru se simte. Se simte. Această energie e foarte puternică și nu aveți cum să nu o simțiți. Când o simțiți, nu o să vă îndoiți de ea. O să o simțiți atât de puternică încât, da, va fi... Și ce vă mai sfătuiesc îngerașii în momentul acesta este să urmăriți, să dați așa puțin timp. A venit persoana și ați simțit energia puternică că vine cu tot dragul, că vine cu inima deschisă, că vă oferă și asta, vă oferă și asta și totul e bine și ok. Să vă dați timp, să dați timp să crească această
reînnoire, reîncercare, și să vedeți și cum reacționează și persoana în momentul când voi îi transmiteți că ok, nu închid total, nu ți închid ușa în nas și n-avem ce discuta, ok, îți dau voie să vii înapoi în viața mea, cum ar veni, dar hai să simt nevoia să o iau încet și vedeți cum reacționează, dacă persoana se desumflă și pierde din interes și pierde din energie și începe să se disipeze așa ușor, ușor energia, iarăși veți simți, veți simți. Asta este cuvântul de ordine. Veți simți, luați-vă după ceea ce veți simți, dar vi se transmite puternic să vă acordați șansa de a simți aceste lucruri, să nu vă interziceți șansa măcar de a observa. Dragii mei și dragele mele, vă mulțumesc dacă v-au ajutat, simțiți că v-au ajutat aceste mesaje și v-au plăcut, apăsați butonul de like și dacă nu v-ați abonat, abonați-vă, puteți să explorați și butonul Alătură-te să vedeți ce vă ofer eu acolo în cazul în care v-ar plăcea să deveniți membri în micuța familie, Clubul Delia, da? Și desigur, da, vreau să mai fac un anunț, vă reamintesc sau să anunț persoanele care poate nu a văzut anunțul meu. Mâine la ora 20, ora României, voi intra într-o sesiune de transmisiune live, da, transmisiune în direct, aici pe canalul meu, aproximativ o oră, plănuiesc să dureze și voi deschide cu mesaje de la îngerași, de la ghizii voștri spirituali, speciale pentru voi, cei care doriți și cele care doriți să participați. Mesaje în stil channeling, apoi voi face o etalare cu tematica puneți o dorință și îngerașii îți răspund când se va realiza sau de ce anume depinde realizarea ei, iar după aceea la final și o scurtă sesiune de răspuns la întrebări. Menționez că desigur membrii, persoanele care sunt membri pe canalul meu și participă, pot să participe mâine seară la sesiunea live, au întâietate în ce privește răspunsul, primirea răspunsului la întrebări. Da? Dar voi încerca să răspund la cât se va putea de multe întrebări, ca să ajut mai multe persoane. Vă îmbrățișez, vă mulțumesc că mă urmăriți și vă doresc numai bine și multă fericire! Bună tuturor celor care ați ales opțiunea numărul 2 cu pasărea Phoenix și setul de tarot în folie aurie, bagheta de selenit. Vă urez bun venit și haideți să vedem cu cine stau eu de vorbă aici? Simt să intru direct în mesaje și apoi vom vorbi în funcție de ce mesaje vin. Ok, ce este important pentru tine să știi? Ți-ai ales opțiunea 2, da, legat de noua relație. Ok.
Tu ai avut o relație cu o persoană, da, și ai renăscut în urma acestei relații o deziluzie, dezamăgire, aud un vis spulberat. Acesta a fost visul vostru. Poate chiar ai fost căsătorit sau căsătorită cu această persoană. Dacă nu ai fost căsătorit sau căsătorită, ați avut, pare se, împreună, dar mai mult tu, ai avut un vis, acest vis de familie împlinită, să fiți fericiți la casa voastră. Chiar vă doreați o casă. O casă, dacă sunteți de la oraș, visați să vă construiți, aveți o casă, poate așa, în afara orașului, puțin în afara. Nu vreau. Asta îmi vine un mesaj mai specific. Poate nu e pentru toată lumea, dar ăsta e ce îmi vine. Aveați chiar un vis să vă construiți chiar casă. Casă. Pe pământ. Nu să stați la bloc. Lucrul acesta era parte din visul vostru. Pentru persoanele care, da, visați la acest lucru, ați visat împreună cu persoana la acest vis frumos. Iar pentru cei care ați fost căsătoriți, a fost o căsătorie, v-ați luat din dragoste, cel puțin așa ați simțit voi, așa ați perceput voi. E posibil chiar să aveți și un copil sau chiar poate chiar doi copii din această relație, chiar și persoanele care nu au fost căsătoriți sau căsătorite cu persoana respectivă, e posibil să aveți un copil sau chiar doi. Și vă doreați să vă construiți un viitor mai bun. Probabil asta e ce simt, parcă văd. Stăteați cu familia undeva, locuiați cu ori cu fam la familia partenerului sau partenerei, ori la familia voastră cumva, dar și vroiați să vă separați, asta era visul, și să vă construiți o casă și s-a spulberat visul pentru că este situația aceea în care doar o persoană din cuplu visa, cealaltă nu prea visa la același lucru la care visa persoana, dar v-a ținut acest vis, era legătura puternică pe care o menținea puternică această persoană cu care ați fost în această relație sau căsnicie. Pe asta se baza ca să vă țină, cum ar veni, agățați, agățate de relația respectivă. Pentru că această persoană e genul de persoană care ține la lucruri, ține la posesiunile sale. Și nu voia să vă piardă pentru că vă vedea ca pe un fel de posesiune. Erați un fel de avantaj în viața sa. Aduceați beneficii. Îi aduceați beneficii, deci această persoană a ținut mult să nu vă piardă. Dar nu simt că ținea atât de mult la voi cum ați ținut voi la persoană. Ci ținea la ideea de a nu vă pierde, pentru că erați o sursă bună de ceva. Poate sursă bună de afecțiune, pe care nu o primea din altă parte. Poate sursă bună de încredere, loialitate, pe care poate nu o găsea în altă parte. Poate o sursă bună, eu știu, de bani nu simt, pentru că persoana simt că
avea bani, dar nu-i gestiona cum trebuie. Sau modul cum obținea bani, mai îndoielnic, așa, mai nu foarte etic, ca să zicem așa. Sau mai există și posibilitatea, era o persoană care ținea la bani, într-un fel avar, avea bani, dar foarte, foarte greu îi cheltuia. Și ținea de ei, ținea de bani, ținea de bani. Deci voi nu erați neapărat, nu simt că erați sursa bună de bani. Această persoană e persoana care, da, din punctul ăsta de vedere, v-a oferit vouă o stabilitate în relație. V-a ajutat, din acest punct de vedere, relația cu această persoană. Pentru că v-a oferit sau a fost un oarecare nivel de stabilitate financiară oferit de această persoană. Dar era strânsă cu banii persoana sau îi cheltuia mult pe lucruri care nu neapărat erau, să zicem, practice, utile, și pe lucruri care chiar ar fi fost benefice, utile, poate să vă construiți această casă, să așa, nu era dispusă persoana, era foarte strânsă. Astea sunt mesajele care îmi vin. Și voi acum renașteți din propria cenușă pentru că această relație și acest vis spulberat v-a cam pus la pământ. V-a cam pus la pământ. A fost un timp, până nu de mult, în care erați cam la pământ. Dar acum sunteți aici, în această energie, ați renăscut din propria cenușă, deja v-ați deschis aripile, v-ați eliberat din această relație, v-ați recăpătat puterea și vine cineva spre voi. Ia uite, vine cineva. E cineva statornic, care apreciază statornicia, loialitatea, stabilitatea. E o persoană care poate în acest moment din viață simte așa că stagnează sau stă într-un fel de expectativă. Stă cu mâna întinsă, vrea să vă întindă o ofertă, să vă facă o ofertă și este o ofertă destul de bună. Nu este poate cea mai bună ofertă, dar e o ofertă bună din partea unei persoane stabile. Dar ar putea această persoană să fie totuși într-un fel de blocaj. Puteți să-mi dați mai multe informații despre această persoană? Cine e această persoană? E o persoană echilibrată, dar nu-mi dă senzația de... Și iarăși monede. Ar putea fi o zodie de pământ, dar nu neapărat, dar am, da, confirmarea, cum să spun, nu confirmarea, explicația în plus, e tot din categoria monede și în general și această carte poate să reprezintă o persoană care e mai instabilă, așa, care poate jonglează între diferite situații și așa mai departe, dar nu asta este ce îmi dă, nu aceasta e senzația, este vorba de
un fel de echilibru. Această persoană lucrează la echilibrul său, la echilibrarea vieții sale. Și a trecut printr-un tumult în plan emoțional și această persoană. Ia uite aici, valuri mari, valuri mari, da? Dar a trecut în asta constă, este într-un fel cam în aceeași stare ca și voi, și voi lucrați la regăsirea echilibrului vostru interior și la o restabilizare a voastră, a energiei voastre, da? Și această persoană simt că face acest lucru, același lucru. De-aia și pare a fi stagnantă, dar nu e chiar așa de stagnantă persoana. Persoana lucrează și lucrează la stabilitatea sa financiară. Această persoană pune preț pe stabilitatea financiară. Pune preț pe ideea de atunci când vine să facă o ofertă cuiva sau intră într-o nouă relație cu cineva, să nu fie genul de persoană care să aștepte ca stabilitatea să vină de la cealaltă persoană, să fie pusă la dispoziție de cealaltă persoană. Este un genul de persoană care își dorește să aibă o anume stabilitate, să aducă o stabilitate în relație, să o poată menține împreună cu voi, da? Această persoană poate fi bărbat sau femeie, da? În funcție de ce sunteți voi. Dar cine este această persoană? Tu cunoști această persoană? Nu. Nu o cunoști. Nu o cunoști. Și aici mai e o informație. Și această persoană plânge după o trădare. A plâns, a plâns, nu mai plânge, că e întoarsă, da, a ieșit din starea de depresie, a fost într-o stare de depresie profundă această persoană. Wow, poveștile voastre sunt similare, poveștile voastre sunt foarte asemănătoare și acestei persoane cineva i-a înșelat încrederea, i-a furat din energie, s-a folosit de această persoană, interpretați cum simțiți, dar cam așa. A avut parte de deziluzie în plan emoțional al relației, dar a ieșit și a rezolvat aceste deziluzii. Vedeți, sunt întoarse cărțile acestea. A ieșit din... nu mai este în această stare. Ok. Și nu o cunoașteți. Ok, bine. Când vine spre voi? Că se pare că vine, dar într-o expectativă. Când vine? Când apare această persoană? Repede. Repede și cu pasiune. Cu pasiune. O să vă placă foarte mult această persoană. Este o persoană care atrage și prin, are un farmec așa, și prin fizicul său. La fel, poate să fie bărbat sau femeie, da? În funcție de ce sunteți voi. O să vă placă și interacțiunea dormitor cu această persoană. Nu, nu vă plăcea. Asta e ce primesc. Voi simțiți, voi când auziți, veți da din cap sau nu. Dar simt că multe dintre voi veți da din cap. Această persoană își cunoștea interesul propriu, își urmărea interesul propriu în toate aspectele vieții, nu doar în aspectul financiar, dar mai ales în aspectul financiar. Își urmărea interesul propriu. Dar, acum că vorbeam de dormitor, această persoană este o persoană care vine cu pasiune, care e pasională în dormitor, deci oferă, da? Această persoană nu. Ținea, deci orice vă oferea în dormitor era, dacă vă oferea, era pentru interesul propriu. Și voi simțeați asta.
Deci da, poate pentru unele persoane a fost o relație ok și în intimitate. Dar a simțit întotdeauna că își, tot așa, își urmărea mai mult interesul propriu. Și în intimitate, cumva, tot persoana ieșea în câștig, cum ar veni. Da? Aici va fi pasiune, înflăcărare, ieșiri atrăgătoare persoana. Și vine repede. Vine... Ce înseamnă că vine repede? Ia, ce înseamnă că vine repede? Cât de repede? Cât de repede? Nu vrea să spună. Pentru că stă în această expectativă. Nu vrea să spună. Aceasta a fost, a venit răsturnată. Ceva încă nu s-a rezolvat. Aceasta este persoana, poate să fie bărbat sau femeie, da? În funcție de ce este persoana aceasta, da? Dar persoana aceea cu care a fost, a trecut printr-o depresie profundă, emoțional vorbind, da? În urma relației cu astfel de persoană, o persoană lingușitoare, o persoană care pe față îi vorbea frumos, dulce, îi promitea, îi picta foarte frumos. Se prezenta ca fiind romantic sau romantică, foarte multă dulcegărie, da? Că nu dulceață pentru că nu era reală. Era doar tot pentru interesul propriu, dar un alt fel de personalitate. Această persoană lucra foarte mult emoțional. Manipulare emoțională, lingușire și doar ca să obțină un fel de atașament emoțional al persoanei. Ei, și cumva ăsta e motivul pentru care stă în această expectativă. Cu putere vrea să vină. Voi nu cunoașteți această persoană, dar această persoană vă cunoaște. Cu putere vrea să vină spre voi, dar stă în această expectativă, stă cu oferta în mână, deci e oare pregătită. Știe exact ce vrea să vă ofere, știe cum să vină la voi, știe ce aduce, știe că lucrează la echilibrul său. Dar cumva această persoană cu care a fost, că simt că sunt tulburi apele aici, ori s-au despărțit, ori sunt pe cale de a se despărți, dar sunt totuși tulburi pentru că această persoană este cea care se interpune și de ce nu ne-au răspuns. Am întrebat de două ori și de două ori ne-au venit cărți care nu dau numere, nu dau informații. De-aia nu ne-au răspuns. Și pentru că persoana așteaptă să se rezolve ceva legat de această relație, de această persoană, ce să se rezolve? Ia să vedem. Și gata, după aceea închei mesajele. Ce așteaptă să se rezolve? Ce se întâmplă? Mai este cu această persoană? Și da și nu. Simt să mă uit în cărticică. Pajul de bute. Bute. Pajul.
Da, e cum am zis, deci aia în cărticică e da, dar ea este răsturnată. Și deci e nu. Adică este și da și nu. Cumva încă nu. E neclar. Vedeți, răspunsul e la fel. E neclar. E neclar ceva aici, în această relație, în acest. Nu s-au încheiat toate socotelile acolo. Nu. E ceva. Dar. În picioare, cartea aceasta se spune că reprezintă energie tinerească pozitivă. Dar vedeți că este invers. Deci, energia de acolo, din această relație, nu este nici tinerească, nici pozitivă, da? Însă se opune. Acum mai primesc și vedeți cum. Acest par stă așa cu bâta, deci e ca și când e posibil ca ceva se opune și foarte mult această persoană se opune, această persoană cum ar veni, nu ține foarte mult strâns de persoana care vrea să vină spre voi. Ține de această persoană. Ține foarte mult strâns de această persoană. O blochează. Îi blochează, vedeți, bâta aceasta. Îi blochează acestei persoane mersul înainte, progresul. De-aia este și stagnantă persoana. Persoana stă pe loc, vrea să vină, cu putere vrea să vină, cu pasiune, cu înflăcărare, repede. Deci e ca și când e deja acolo, la voi. Dar. Și ce să faceți voi în situația asta? E ceva ce poți să faci tu? Să nu-ți mai faci prea multe planuri legate de relația aceasta nouă. Ce mi se transmite este acest mesaj a venit la tine ca o confirmare că ceva bun e pe cale, e pregătit, e pregătit cu putere. Cu înflăcărare, da? Cu echilibru, da? Ceva bun e pregătit, îți este pregătit și vine. Dar atât. Tu vezi-ți de renașterea ta, de înflorirea ta, de strălucirea ta, da? Mergi mai departe, nu sta prea mult. Nu lăsa să te preocupe foarte mult. Da, tot aud că tot apar, tot aud mesaje peste tot și simt că vine, dar nu mai vine odată să fiu și eu. Relaxează-te. Relaxează-te. Ceva bun este pregătit pentru tine. Este pregătit. Și va veni la momentul cel mai potrivit. Și până la acel moment, tu relaxează-te, încearcă să nu te mai gândești la acest aspect al vieții tale, să te concentrezi pe aspectele care îți aduc armonie, strălucire, te ajută să progresezi, gânduri constante asupra. Da, voi fi într-o relație, da, voi avea, da, de ce tot apare că vine cineva și nu vine, și astfel de gânduri nu te ajută să progresezi și încearcă să le eviți, da? Să-ți tot plănuiești, da, poate vine și când o să apară și o să. Tu. Plănuiește-ți cum ar veni, ăsta e mesajul pentru tine. Separat,
plănuiește să-ți continui drumul încercând să faci abstracție de acest aspect. Și faci abstracție de el cu conștiința, știind cu siguranța, da? Că cu încrederea, știind cu siguranță și având încrederea că ceva bun îți este pregătit și vine. Vine la momentul cel mai potrivit. Și când, până atunci, tu îți vezi de drumul tău și tu te concentrezi doar pe progresul tău, indiferent de acest aspect. Acest aspect vezi-l ca și când este deja rezolvat. E rezolvat. De aici nu mai ai de ce să te gândești, să-ți faci gânduri, să te uiți, să te socotești, să, da? În aspectul acesta. Vezi-ți de toate celelalte aspecte care te îmbogățesc, sufletește, emoțional, cum vrei tu. Da? Financiar, lucrezi la reechilibrarea ta pe mai multe planuri. Ok? Este o relație promițătoare, o persoană aceasta promite să aducă stabilitate în viața ta, pasiune, lucruri bune, echilibru, putere, da? Lucruri bune în viața ta. Și este ca și rezolvată situația. Vezi-o ca și când este deja rezolvată. Și până atunci, tu continuă să te îmbogățești, sufletește pe tine. Să faci lucrurile care te atrag. Acele lucruri către care te simți atras sau atrasă să le faci. Conștientizând, fiind, având încredere în faptul că și această, și acest aspect, planul iubirii, este rezolvat. În eter e deja rezolvat. Lucrurile, oferta e deja făcută. În eter. Urmează să se mai aranjeze niște lucruri în planul fizic, astfel încât să poată ajunge să se materializeze oferta și în planul fizic. Acestea au fost mesajele pentru voi, dragii mei și dragile mele, care ați urmărit opțiunea numărul 2. Vă mulțumesc din suflet. Vă reamintesc să-mi oferiți un like dacă simțiți că v-au ajutat mesajele și dacă nu v-ați abonat, abonați-vă. De asemenea, puteți să vedeți acolo și la butonul alătură-te ce ofer eu persoanelor care doresc să se înscrie în Clubul Delia. Și vă aștept cu mult drag mâine seară, ora 20, ora României. Voi intra în direct cu voi și vor fi 3 puncte pe ordinea de zi, o mini-ședință de channeling cu mesaje de la îngerași și de la ghizii voștri pentru voi speciale, o etalare cu tematica puneți o dorință și ghizii îți vor răspunde de ce anume depinde dorința ta sau când se va îndeplini. Și apoi o mini-sesiune cu răspunsuri la întrebări, la întrebările voastre. Membrii au întâietate, așadar puteți să mai aveți timp să vă înscrieți ca membrii până mâine seară la ora 20 ca să vă asigurați că primiți răspuns la, la o întrebare. Sigur, în măsura în care vă face plăcere și vă doriți. Dar voi încerca să răspund, desigur, nu răspund doar la întrebările membrilor, în măsura în care va fi timp, să nu ne întindem cu mult, prea mult peste o oră, cât am stabilit. Voi răspunde mai întâi membrilor, iar dacă membrii nu participă sau reușesc să le răspund la întrebări și mai rămâne timp, răspund și la întrebările
celorlalte persoane, sigur, rând pe rând, da? În ordinea în care au fost puse. Păstrăm, nu, ordinea, cum să spun, da, bine, vă mulțumesc din suflet și vă doresc numai bine și să străluciți cât mai puternic, pentru că deja străluciți, să străluciți din ce în ce mai mult, să vă bucurați de acest progres al vostru, pentru că este fabulos, magnific chiar, și fiți siguri, sigure, că ceva bun vă este deja pregătit, este acolo pregătit pentru voi și vine la momentul cel mai potrivit pentru voi, în modul cel mai benefic. Ok? Vă mulțumesc!